Bună dimineața, m-ați prins la mijloc, nu vreau să supăr pe nimeni, voi vedea. O zi interesantă. Suntem în perioada cu lună nouă în semnul Capricornului. Energie, ambiție, dorință de progres. Idei diverse ne dau târcoale acum, multe dintre ele sunt interesante, necesită atenția noastră. Iată ce anunță astele pentru cele 12 zodii. Berbec. Sunteți tentați să forțați nota într-o negociere, să vă autopropuneți sau să vă autopromovați, ci este foarte posibil ca aceasta să fie ziua voastră norocoasă din acest punct de vedere. Mulți ochi sunt ațintiți asupra voastră, iar declarațiile de astăzi vor rămâne în amintirea celorlalți. Taur. Rămâne de mare interes pentru voi o plecare în străinătate, pentru muncă, pentru studii sau numai pentru vacanțe, concedii. Cei mai tineri se pot hotărî în aceste zile asupra facultății la care să se înscrie, a domeniului pe care să-l urmeze, având poate un exemplu convingător în familie. Gemeni. Se poate să încasați niște bani, să primiți vești despre sume care urmează să vă intre în cont și să fiți mai relaxați în ceea ce privește viitorul sau afacerile. Se pare că cea mai bună investiție în această perioadă este în voi înșivă, prin cursuri de pregătire sau prin experiențe pe cont propriu. Rac. Este momentul să ascultați, să lăsați partenerul să vă spună ce are pe suflet, ceea ce își dorește de la voi, înainte de a face o declarație pe care să o regretați mai târziu. Se poate să realizați că niște vorbe pe care le-ați auzit mai zilele trecute au fost folosite cu cele mai bune intenții. Leu. V-ați obișnuit probabil cu ritmul intens al ultimelor zile și poate că în scurt timp o veți bucura de roade, felicitări sau chiar de o recompensă financiară. Este o perioadă în care nu trebuie să lăsați sănătatea pe ultimul loc, oricât de multe ați avea de pus la punct acum. Fecioară. Le-ați putea da avânt și încredere copiilor voștri, tratându-i ca pe adulți în devenire, fiind atenți la dorințele și la temerile lor. De obicei timizi, vă hotărâți poate acum să vă luați inima în dinți și să spuneți ceea ce simțiți pentru ființa pe care o urmăriți de ceva vreme. Berbec. Se apropie de final o perioadă cu cheltuieli și investiții însemnate. Mai înainte însă se poate să mai găsiți ceva frumos care să aducă un plus consistent în cămin. Cei mai tineri sunt puternic influențați în alegerile lor de sfaturile părinților, de exemple din familie. Scorpion. Se observă o revenire ușoară în activitatea școlară, cu bune rezultate și cu pregătiri solide pentru lucrări sau examene. Nici o precauție nu este de prisos dacă vă urcați la volan și vreți să atingeți mai multe obiective în zilele următoare. Săgetător, o zi de bani. Se poate să primiți abia acum o sumă care ar fi trebuit să fie deja în contul vostru. Totul pentru sănătate. Vă gândiți să luați măsuri destul de drastice dacă ați observat că tentațiile culinare ale ultimei perioade au lăsat urme asupra siluetei voastre. Capricorn, zile pline pentru voi, în care pare să se gândească la voi, din diverse motive, neașteptat multă lume. Se poate să faceți o alegere îndrăzneață sau să luați o decizie întrucâtva dureroasă, cu gândul la roadele pe care le veți culege în viitor, la greutatea de care scăpați. Vărsător, posibilă stare de îngrijorare, chiar în absența unor elemente concrete. Din fericire, par să nu treacă mai mult de două zile până când să primiți și confirmările de care aveți nevoie. Rezolvarea neașteptată a unei situații ce vă dă emoții acum. Pești. Prietenul la nevoie se cunoaște. Veți face acum diferența dintre cei care v-au promis diverse și cei care chiar se țin de cuvânt. Continuă o perioadă bună pentru voi din punct de vedere financiar. Găsiți poate o variantă convenabilă de finanțare pentru proiectele voastre. Să avem o zi bună! Așa să fie, să fie o zi excelentă. Intrăm și pe spynews.ro pentru horoscopul complet al zilei de astăzi, marți 16 ianuarie. Iată, nativul săgetător se umple de bani. Yes! Iar peștii își triază prietenii. Dar mai multe despre fiecare zodie în parte. Așadar, accesați cel mai tare site mondan al momentului, spynews.ro.